Fetele stăteau de vorbă în bucătărie despre tascul din această seară, tascul cabinei telefonice. Îi spunea Maria Irinei, haide câștigăm, și Irina spunea că trebuie mai întâi să intre în cabină ca să poată continua această luptă pentru câștigarea tascului. Diana se întreba în ce să se încalțe, dacă să-și ia Adidas, și Anemona spunea că o să-și ia șlapi și întrebau fetele cum o să alerge pe pietrele acelea cu șlapii. Și Anemona a zis că o să alerge cu ei în mână, pentru că va trebui să alerge de sculță. Și fetele au continuat și au zis, păi acolo sunt pietre, cum alergi de sculță? Iar Anemona propunea să facă o încercare, să meargă afară și să vadă cum se descurcă. Hatice povestea că doamna Livia le-a zis că în alte sezoane s-au călcat în picioare pentru a ajunge în cabină și că ar putea să se împingă și ei în acest sezon, pentru că o să fie o miză destul de mare.